Mamă, s-a dus Ferrari-ul, dar nici Dacia nu era aici, nebun. Mamă, a intrat Dacia în Ferrari, ce s-a întâmplat? Iar a intrat Dacia în Ferrari, mamă, ce se întâmplă aici? Salutare tuturor, dragi, bine v-am găsit la un nou episod din meu, atunci eu BMG Drive și după cum vedeți am băgat o monstruozitate de mașină și vreau să fac din nou episoade, că n-am mai făcut de mult, cum am făcut atunci episodul ăla cu Dacia versus Lamborghini și versus ce mașină era, BMW. Vreau să fac din nou pe harta asta mai multe și să încerc și Dacia 1310, că n-am încercat celelalte chestii. Am băgat și un Ferrari de data asta și o să-l încerc și e bombă Ferrari-ul. Singura problemă e că nu înțeleg cu nou update de ce îi dă fail la texturi. Nu înțeleg chestia asta, de ce de fiecare dată când îmi bag un update mai îmi face ceva la texturi și se văd oribile. Dar o să le încerc și așa. Și hai să vedem cu fiecare mașină în parte cam cât o să sar, să le compar pe toate trei una cu cealaltă. Prima oară începem cu Lamborghini. Bine, nu se pune asta. Nu trebuia să sară așa. Asta e un Lamborghini Murcielago de raliu și e super blană mașina asta. Încercăm încă o dată, dar nu vreau să sar așa. De aici îi dau blană ca să poate o să și decolez cu ce spoiler am. O să vedem imediat. Mamă, și cât ai panou am sub mașină. Am deja 260. Și s-ar putea să decoleze mașina asta, sincer. Mamă, face și un backflip și ajunge la 360 sau 70 ceva de genul a fost acolo. Wow, și acum se distruge în ultimul hal. Îmi place că este realistă și o parte din mine zboară foarte departe. Wow, am sărit de piscină? Nu știu, parcă s-a mai întâmplat, dar extrem de rar sar de piscină. Și îmi place că mie încă merge motorul, deși e în flăcă. Foarte mișto, nu mai am ulei. Aparent mi se duce și benzina, uitați-vă aici dacă îmi vedeți cursorul. În ce hal arde benzina? Nu mai arde? Hai să-i dăm noi blană. Nu mai arde, dar tot este ceva de mașină. Hai să încercăm și celelalte mașini. Să trecem la Ferrari. Am trecut la Ferrari, un Ferrari 512 Testarossa și după cum vedeți e roșu și are o textură ciudată pe el, pentru că, cum ziceam, are o eroare la textură, dar mașina este la fel în rest. Și nu pot să nu o testez, frate, că iubesc mașina asta. Fii atent, nu accelerăm prea mult ca să nu zboare. Și am și uitat deja cât am zis că a sărit cealaltă. Ești nebun, să-mi prăji rău. Oricum, voi știți cât a sărit, așa că puteți face voi comparațiile. Mama asta s-a dus, frate. Cred că o depășește. 410? 410, frate, ești nebun. Ăla, dacă nu mă înșel, a făcut un 360, nu 460. Deci, nu sunt sigur, nu am uitat, că nu n-am ținut minte și am uitat. N-am place că și mașina asta merge după Andita mai impactul și ia uite, hai să-i golim pe ăștia de nisip, să-i sărăcim. Să spawne și Dacia și să vedem ce face Dacia, frate, cât se duce Dacia, că nu mai țin minte. Dacia 1310 Sport, nu orice Dacia. Singura Dacia Sport care există până în momentul actual. Din ce știu eu, mașină comercială, nu de-astea de raliu, că există, știu de raliu, dar comercială mă refer. Bun, avem Dacia 1310 în plină acțiune. Mamă cum îi turie motorul. Îmi place, chiar seamănă cu motor de Dacia. Bine, nu, n-a avut rost saltul ăsta, hai să anulăm misiunea. Pentru că saltul ăla n-a avut nicio logică. Trebuie să nu-i facem saltul așa urât, că ia din avantaj, fii atent. Avantaj, ia din săritură, n-are niciun avantaj, ce avantaj să aibă o Dacia împotriva la un Ferrari și un Lamborghini. Hai să vedem cât sare acum Dacia în premieră mondială. Mama, 230 cu Dacia 1310. A sărit vreun 240. Și încă e pe picioare, ești nebun? Cred că e singura mașină care încă era pe picioare după salt. Mă, nu, mai încercăm o dată, asta a fost ceva. Trebuie să vedem dacă iar o să rămână pe picioare, fii atent. O lăsăm moale și acum îi dăm. Bine, asta ceva în aer, dar având în vedere că e a doua săritură, nu contează așa de mult.
Să vedem dacă tot în picioare aterizează și pot să-i pun frână acum până ajunge la vreun stâlp. Deci 240, exact la fel. Hai să-i pun frână. Să văd dacă reușesc să depășesc mașina. Să fie singura mașină care supraviețuiește după dita mai saltul. Băi, ești prost. A supraviețuit Dacia după dita mai saltul. Nu cred așa ceva. Wow. What the freaking fuck, cum ziceam fratele meu, de mi se buguiesc texturile. Nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta cu Murcielago meu. De ce arăta perfect? Vreau și eu să fac un video. Nu-mi face asta. Nu-mi face asta. Ia să-i dăm spawn news, să vedem dacă la fel de buguit o spawnează. Doamne, la fel de buguită, de ce? De ce am eu ghinionul ăsta? Da, chiar îmi plăcea mașina asta. Nu înțeleg ce să-i fac să rezolv bugurile astea infecte. Lăsați-mi și voi mesaj dacă aveți idee. Cred că Ferrari-ul mi-a buguit și mașina asta. Și ok, pentru că Ferrari-ul mi-a buguit mașina asta, vom selecta Ferrari-ul, fii atent aici. Cred că ar trebui să-și revină. Ia să vedem. Bă, zici că fix Ferrari-ul a înlocuit mașina asta. Ia uite, oglinzile la fel. Cumva Ferrari-ul încurcă celelalte mașini. Asta e enervant. Și mi-a stricat Murcielago. Deci Murcielago a fost scos din cursă. Hai să vedem ăsta cât atinge. Subscribe. La cine naibii să dai subscribe? Nu știu la cine naibii să dai subscribe. E bine că zice subscribe. Hai să vedem cât de mult urcă. Aoleu. Wow! Să fie asta prima mașină ce iese din cușcă? Ah, dar n-ai cum să ieși din cușcă. Deci a atins maxim. Maximum. Atât a atins Ferrari. Ești nebun? Maximum. Nu pot să cred. Am mai avut noi parcă o mașină care a atins maximum, dar chiar nu mai știu care. Și îmi place că încă funcționează perfect și după experimentul ăsta. Hai să încercăm Murcielago, care nu știu ce să-i fac eu să-și revină el. Să dau un restart la joc. Ha, să-l las ultimul, frate. Pentru că n-am cum să fac. Las ultimul și repornez jocul și trebuie să filmez din nou. Fii atent, replay. Hai să dăm tot așa arată. Ha, ha, ha. De ce arăți așa, băi nebunule? Din cocin. Dacă îi schimb culoarea, oare contează? Albastru. Nu, no, la fel e. Fii atent, îl las la urmă și o să-l bag pe ăsta și aici. Dar nu acum. Și să vedem în... Dacia, să băgăm Dacia. Ok, am băgat Dacia, hai să punem și noi de la linie, să nu fim bulangii să se plângă Dacia după că am trișat. Să vedem la cât ajunge Dacia. De curiozitate. Fii atent. Fii atent aici ce zic cu Dacia 1310. Eu mă ridic pe rampă și ajung la infinit. Că nu... pot fi oprit. La cât a ajuns, bă? 80 de metri. Calculăm unde a ajuns curul mașinii. Deși nu prea e corect. Trebuia botul mașinii. Vârful. Cel mai de vârf. Cel mai din vârf. Mai încerc o dată, că n-am fost atent unde a ajuns. Cel mai din vârf. Cea mai din vârf parte. Nu e corect. Ca să vă zic direct. Mă apuc și de rap acum pe loc. Că altceva n-am ce face. Decât ceea ce-mi place. Mamă, fii atent cum mă rup. Maxim? Nu. 80 și ceva. 82,5. Cam atât a atins. Dacă am calculat eu bine chestia aia, am luat-o așa din ochi. Ia uite Ferrari-ul meu cum stă acolo lovit. Îmi place de el. Și hai să
încercăm și alte chestii cu aceste mașinuțe. În sfârșit, mașinuța asta fără nicio problemă am reușit să o fac, frate. Deci, în sfârșit am reușit să o fac. Și hai să vedem cât a sărit și asta. Cât o să sară, Mă bucur că am reușit să fac, sper să nu se mai buguiască. Mamă, cred că asta o să ajungă la maxim, nu știu de ce. Am lovit-o și de zid. Deci va ajunge la același nivel cu Ferrari-ul, doar Dacia 1310 n-a ajuns. Dar având în vedere ce fel de mașină e Dacia 1310 și cu ce fel de mașini concurează, eu zic că s-a descurcat foarte bine să prindă 230 la oră. S-a dezmembrat și mașina asta în ultimul hal. Vreau să le ducem acum. Ce parte a hărții mai aveam noi pe aici? Ia să vedem noi. Ce mai aveam noi la Car Jump Arena? Bridge Stairs, Tower Diving. Nu, n-are rost să fac asta. Asta era. Ah, și rollover-ul mai era, dar vreau să văd ce naibii stairs ăsta. Hai să vedem ce naibii este această parte a hărții cu scările. Și cred că trebuie să le cobor, nu să le sar ca dobitocul. Hai să le coborăm. Bine, am rămas blocat după prima scară. Hai să încerc din nou și să-mi iau un pic de avânt ca să le cobor ca lumea de data asta. Așa, un pic, nu de tot. Încă o dată încerc. Dar e prea strâmbă mașina asta, are prea multe colțuri ca să-mi iasă. Hai că mi-a ieșit. Hai să o lăsăm așa și să vedem de mai încet, să vedem dacă ajunge până la final întreagă. Ajunge oare până la final întreagă? Scările astea sunt băgate lângă ăsta de jump. Foarte tare. Mamă, aici cred că pot să urc cu un monster truck ceva pe scările astea. Îmi place că pot să le cobor fără nicio chestie. Bine, dar hai să încercăm în alte chestii. Fii atent, o să intru în geamul ăsta și schimbăm și zona hărții. Că nu prea îmi place să testez aici, mamă, ce flipuri! Bine, și geamul ăsta e indestructibil, super mega blindat, aparent nu pot să-i fac nimic. Hai să le testăm și la proba numărul 3. Ok, de data asta o să începem direct cu asta în caz că se va bugui pe viitor și dăm blană. Asta e proba aia în care se învârte. Și hai să vedem cam de câte ori se învârte. Una, două, trei. Bă, am numărat bine? 3 jumate. Și am, nu știu ce să măsur, cât se învârte sau cât sare. A sărit aproape 60 cu botul, a ajuns la 60. Sau spatele. Bine, hai să măsurăm spatele aici. 55. Ok. Dar nu-i corect, hai vârful, bine. 60. Aproape 60. Fie de la mine. Hai să încercăm și Dacia și Ferrari-ul. Sper să nu mi se mai buguiască iar mașinuța asta și să meargă bridge. Bun, încercăm. Mam. Aveam pe slow motion. Nu știam ce dracu are Dacia de face în halos. Hai să-i dăm blană. Mamă, cum se aude. Îi dăm blană. Să vedem. Ok. 1. 2 rotiri. Și am sărit vreo 35. Bă, se pune când ating, mă. Hai, lasă la 35. Sincer, Lamborghini eu nu mai știu pe la cât a atins. El să fie sănătos, voi știți la cât a atins. Voi țineți cont de toate chestiile astea. Hai să băgăm și Ferrari-ul. Testarossa, să vedem cât. Hai să vedem până unde ajunge acest Ferrari buguit. Mam, s-a prins deja viteză. L-am luat cam prost ăla, dar sare destul de mult și va sări vreo 40, să zicem. Și s-a dus mult mai în față și cred că și Lamborghini-ul, sincer, a ajuns până la un 40, s-a dus mult mai în față, dar e să calculăm așa. N-am calculat deloc bine, calculați voi unde a trezat Lamborghini-ul. Și hai să le băgăm și la ultima chestie. Deci le-am făcut, nu mai e nimic pe harta asta din ce știu eu. Vreau acum să le bag pe harta aia de super viteză și să le pun să se bușească cum am făcut atunci în episodul ăla cu Dacia versus Lambo versus E30 pe asta și să vedem.
Ce credeți voi că s-a întâmplat? Mi s-a bânguit ăsta, iar trebuie să intru în joc. Numai din cauza Ferrari-ului. Nu știu cum, dar ăla îmbuguiește mașinile. Și cred că o să-l șterg după episodul ăsta. Dar vreau neapărat să fac episodul ăsta și să văd cum se bușez mașinile aici. Continuăm pe harta asta a lanțul bușiturilor și a trebuit, frate, ce credeți, acum filmez în altă zi, deci partea asta o veți vedea în același clip, dar eu am filmat-o în altă zi, pentru că nu mi-am mai mers în ziua aia, făcut urât și în orice caz, hai să dăm drumul la ce vreau să fac, am adus Lamborghini-ul ăsta aici, am pus și trotineta simplă, mi-a fost lene să o scot, așa că am lăsat-o și pe aia, nu ne încurcă, vreau să intru în fiecare mașină pe rând, în Dacia și după în Ferrari sau în ambele deodată. Am și filmat, dar am pierdut filmările, de-aia am zis că am filmat în altă zi, nu mai contează. Hai să dăm aici, să-i dăm flii de nebun și o să alerge de nebun și noi să intrăm acum în ele când le prindem, le spargem oricare o prind. Și cred că imediat o să vină. E mai mișto așa când facem contact direct în mers. Ia să văd pe care o prind prima. Bă, nu știu care e asta. Da, arată bine, cred că e Ferrari-ul. Mamă, merg în linie asta? Ești nebun? S-au pus în linie? Mamă, ce ușor mă duc spre ele. Și ăsta va fi momentul adevărului. Intră în Ferrari și o să intre și Loganul noi, cred. Care? Loganul? Ce dracu am, mă, Dacia 1310? Are și la viteză, cred. Wow, deja am luat-o pe prima. Și se apropie Dacia, dar mă cam îndepărtez. Cred că Dacia va scăpa fără nicio zgârietură. Fii atent cum trece Dacia printre toate astea. Uită-te și tu. Mamă, cum a trecut Dacia Tag Life. Și cam asta s-a întâmplat cu Ferrari-ul meu și cu Lamborghini-ul meu. Hai să-i dăm spin normal. Mă enervează că mi se buguiește de obicei Lamborghini-ul și trebuie să fac doar să-i dau rere să pornească de aici. Pentru că nu înțeleg cum, dacă îi dau să îl refacă de pe loc, iese foarte nașpa, se buguiește cu Ferrari-ul. După oricum, după ce o să filmez asta, o să scot de tot Ferrari-ul, că îmi buguiește tot. Mamă, fii atent cum îl iau. Ha! Era să-l iau pe fraier. Îmi place că trotineta încă se duce, ești nebun? Am făcut dita mai cercul și tot am viteza trotinetei. Stai să scoți și pe asta din peisaj că mă cam enervează. Mamă, ce i-am făcut! Mamă, cum s-a dus! A făcut 3 ture. Ok, hai că e bine. Lambo-ul. O să-l las aici, o să dau restart Daciei și Ferrari-ului. Bum, bum. Asta ala să se ducă, dă-l naibii. Să se ducă de nebun trotineta. De nebună. Nu mai știm limba română. Hai să... Mamă, ce-mi derapează, bă, halul ăsta. Mi s-au stricat cauciucurile. Ce dracu se întâmplă? Cred că nu o să prind viteză. Pentru că am luat-o cam nașpa și deja văd mașinile. Dar o să încerc să... hai că ăla a luat-o. Ce dracu face Ferrari-ul? Ce dracu face Ferrari-ul că m-a încurcat? Mamă, și cum am intrat în Dacia. Deci nu înțeleg ce a fost manevra aia, driftul ăla pe Ferrari. Ești nebun? Fii atent că încă merge mașina perfect. Am distrus Dacia? Am distrus Dacia. Mi-a distrus și mie mașina. Nu mai am tracțiune, dar tot merge, frate. Ia, Dacia mai merge? Merge și asta. N-are nicio problemă. Ăsta se duce pe câmpii. E sănătos copii. Hai să îl prindem și pe fraierul ăla. Acum vreau să-i urmăresc, că deja i-am bușit ca lumea. Prind cât de cât viteză cu ăsta. Nici prea repede, nici prea încet. Dar arată super șmecher murselagul meu. Unde ești, mă, Dacio? Hai, mă, Dacio, ai tupeu? Bătălia finală. Mamă, leu din spate. Dă și el cu spatele și o să intru pe lateral cumva. O să intru așa pe cant. O să iau un pic din el, dar tot ia la spatele. I-am făcut să dispară spatele. Mamă, cât îmi plac bușiturile astea în BMG. Sunt cele mai
tari bușitori posibile. Wow, cum se duce Dacia. Păi și nu pot să cred că Lamborghini-ul a ieșit super bine din treaba asta. Nu mă așteptam la așa ceva. Mă așteptam de obicei Dacia iese bine, că este făcută prost în joc. Dar uite-te și tu, Dacia pare distrusă total. Nici nu mai pot să meargă cu ea. Și eu încă pot să merg cu Lamborghini-ul după toate astea. Asta da mașină, fratele meu. Își merită toți banii, Murcielago de raliu. Îl ducem și pe câmpii. Deci merg cu 130 pe deșert. În deșert, în pustietate, în Sahara. N-am nimic aici și eu n-am drum, n-am asfalt, n-am nimic și tot am aderență, ești nebun. Și o să încerc să le las pe, să le dau rere la toate. Restart, bam, 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 bam. Le dau avânt. Să văd care e cea mai rapidă. Mamă, cum s-a dus Dacia? Parcă s-a dus Dacia de a prins Ferrari-ul. Hai să mai împingem ăsta încă o dată. L-am răsturnat? Nu l-am răsturnat. Mamă, s-a dus Ferrari-ul, dar nici Dacia nu era aici, nebun. Mamă, a intrat Dacia în Ferrari, ce s-a întâmplat? Iar a intrat Dacia în Ferrari, mamă, ce se întâmplă aici? Dacia vrea să-mi ia rolul, vrea ea să bușească, în loc să bușesc eu. Ce se întâmplă aici? Ia vezi? Care mai funcționează dintre noi? Ferrari-ul e bine mersi? Dacia e bine mersi? Toate sunteți bine mersi, mă? Aolo, Ferrari-ul s-a dus de nebun. A intrat într-o tinetă. Bă, ce se întâmplă cu ăștia? Au nebunit toți? Ia, ia-o-te-l pe ăsta cum ia curba. Mamă, cum iei curba cu trotineta. Hai să-l vedem. Ăsta cu Ferrari-ul, e cam tâmpit omul. Mamă, mamă, ce drift control am aici. Cam tâmpit, dar merge. Ce să facem, low budget. Nu prea îmi place în jocul ăsta deloc driftul. Nu știu de ce, dar e insuportabil cum face drift. Hai să capsăm Ferrari-ul. La stânga, la dreapta. L-am capsat. A doua oară l-am capsat. Bine, a treia oară în total. Dar așa, în mod direct, a doua oară. Wow, zici că a fost ciocnirea titanilor. Thor cu Loki. Na, Loki nu e așa puternic, dar Thor cu Tasu a dat-o parte în parte. S-au lovit două ciocane cap în cap. Așa s-a văzut. Mamă, și îmi place Ferrari-ul ăsta de mor. Hai să mai dăm și cu el niște ture. Dar să opresc calculatoarele astea. Stop. Și acum o să le dau flee. Ok. Arată super bengos Ferrari-ul ăsta, chiar dacă are skin-ul stricat. Mamă, și ce drifturi fac, ești nebun la cap. Ce mașină e aici? Mamă, ce monstruozitate asta de mașină? Ăsta e Lamborghini-ul? În ce hal arată și ce fum scoate, frate. Băi, mai polez mult planeta. Băi, nebunule, ține aici Donald Trump. O să vină ghețarii peste noi. Într-o zi o să notăm în București, ești nebun cu canoile. O să avem ca în Veneția. Canoe să circulăm de la Victoria să ajungem la Unirii cu canoile. Dâmbovița va fi mare. Wow, cât praf arunc în jur. Nu știu dacă chestia asta s-a băgat de curând, dar parcă nu era praf ăsta în halul ăsta. Parcă e mult mai realist praf în joc. În orice caz, nu prea mai am ce să fac episodul ăsta. Eu am fost Jupunu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, rupeți butonul ăla de like, ca de obicei. Și vă salut. La revedere.